Simona Halep, întrunire de milioane înaintea semifinalei de la Indian Wells, românca s-a întâlnit cu o celebră actriță cu fiica ei, foto. Simona Halep s-a întâlnit cu actrița americană Elizabeth Swe, sublinierei cu fiica acesteia, Agnes, la Indian Wells, unde liderul a participat la turneul premier mandatorii. Halep s-a declarat încântat de filmul Bătălia Sexelor, în care Swe interpretează rolul sociei lui Bob Briggs, Priscilla. Am fost onorat să o întâlnesc pe Elizabeth Swe, sublinierei pe frumoasa ei fiică. Îmi place ultimul ei film, Bătălia Sexelor, a scris Halep pe rețelele de socializare, conform newsro. Meciul de tenis din 1973, dintre Billie Jean King, sublinierei Bob Briggs, supranumit Bătălia Sexelor, a fost ecranizat la Hollywood, cu Emma Stone în rolul juctoarei americane, sublinierei cu Steve Carell în cel al tenismenului. Briggs, unul dintre cei mai buni juctori de tenis în anii 40, era un ferm susținător al ideii ce tenismenii sunt superiori juctoarelor, sublinierei ce acestea din urmă nu îl pot învinge, chiar dacă avea 55 de ani. El a provocat-o la un meci pe Margaret Court, în vârstă de 30 de ani atunci, sublinierei numărul 1 în lume, pe care a învins-o fără probleme, cu 6-2, 6-1, la 13 mai 1973. Briggs o provocase inițial pe King, dar aceasta refuzase să joace un asemenea meci. Însă după înfrângerea lui Court, Billie Jean King, 29 de ani atunci, a acceptat provocarea, sublinierei că sublinierea tigat partida care a avut loc la 20 septembrie 1973, cu 6-4, 6-3, 6-3. Bătălia Sexelor a avut loc la Houston, cu peste 30.000 de spectatori în tribune, sublinierei cu audienc TV estimat la 90 de milioane de persoane, iar învingătoarea a încasat un premiu de $100.000. În vârstă de 54 de ani, Elizabeth Swe a mai jucat în filme ca Back to the Future, Karate Kid, Cocktail, Leaving Las Vegas sau The Saint. Simona Halep este calificat în semifinalele turneului de la Indian Wells, fază în care va evolua cu japoneza Naomi Osaka.